Pactul Ribbentrop-Molotov a avut consecințe tragice pentru populația românească din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. După anexarea acestor teritorii de către Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, regimul stalinist a luat măsuri represive îndreptate în special împotriva populației românești. Mâine vă prezentăm în premieră un documentar cu mărturii ale celor deportați. Tata s-a aflat în România. Aici, la noi în sat, s-au început deportările. Au venit și la casa noastră, dar au venit în timpul nopții, au bătut cineva la fereastră. Când a deschis mama ușa, casa s-a umplut de miliție, de soldați. Eu am dus la gară, la Hane, la gară. Membrii familiei erau, la moment, erau patru. Și la tren, zic, până la stația de califerat nodul Bender, acolo au fost despărțiți. Au rămas copiii cu mamele în alte vagoane, pe capul de familie, părinții în alte vagoane. Și mai mult nu s-a mai aflat nimic. Unde au fost, în care parte, ce și cum duș. Marie, ajută pe copiii tăți, fă-le la tăți casă. Eu înapoi nu mă întorc. Și atât au fost. Eu luat în vagon de animale. Acolo stat animale, eu pus acolo, era multă lume. Din raionul Călăraș plângeau toți. Au fost ridicați copiii, fără părinți. Și apoi pe părinți i-au adus pe urmă, dacă i-au mai găsit. Filmul Români în gulagul sovietic, realizat de Televiziunea Patriarhiei Române, prezintă relatările dramatice ale celor care au fost deportați de regimul stalinist la mare depărtare de locurile natale în urmă cu 80 de ani. Filmul documentar Români în gulagul sovietic prezintă istoria tragică a românilor deportați din Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței după anul 1941. Au fost trei valuri importante de deportări. Primul a avut loc la 13-14 iunie 1941, al doilea la 5-6 iulie 1949 și ultimul val la 31 martie 1 aprilie 1951. Toate aceste valuri au făcut ca mii de familii să ajungă dincolo de cercul polar, în nordul Siberiei, în Asia Centrală, în Kazahstan sau la granița cu Mongolia. Acest film, tocmai acest lucru face, aduce în atenția publicului viața acestor persoane. Filmul prezintă relatările autentice ale celor care au fost deportați în aceste ținuturi, dar și ale urmașilor familiilor care au fost deportate. Este vorba de multe persoane care s-au născut în Kazahstan sau în alte locuri, în Buriat, Mongolia, de exemplu, și o să vedeți în film că au actele de naștere care prezintă acest lucru ca fiind persoane născute dincolo de teritoriul Basarabiei de astăzi, de exemplu. De-a lungul vremii, autoritățile sovietice au mai făcut și alte deportări pe lângă cele trei valuri importante. Consecințele au fost de fiecare dată dramatice. Filmările au fost realizate în mai multe etape, atât în nordul Bucovinei, lângă Cernăuți, cât și în Basarabia și au presupus o muncă asiduă atât din partea cameramanilor, cât și a colegilor care au transportat echipamentul și echipele. Și nu rămâne decât să mulțumesc de asemenea și celor care au realizat filmul. E vorba de cei care au contribuit la editarea materialului, care a fost unul foarte complex și amplu. Vă invit așadar să urmăriți acest film. El cuprinde mărturii autentice, invită la o cunoaștere mai bună a istoriei, dar și o datorie de a purta mai departe aceste mărturii și a înțelege mai bine situația românilor din jurul granițelor țării noastre. Mulți dintre cei strămutați cu forța nu au mai revenit și au murit cu dorul de glia străbună. De asemenea, unii dintre românii bucovineni și basarabeni care s-au întors au acte de naștere eliberate de autoritățile din Kazahstan sau din nordul Siberiei, fapt care arată descendența din familiile deportate. Filmul Români în gulagul sovietic va fi difuzat mâine de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 12:30 la Trinitas TV.